Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, declarația mea de astăzi se referă la mecanismul alegerilor primarilor dintr-un singur tur. Mie mi se pare că această lege, care încă este valabilă la acest început de an electoral, are o serie de abateri grave de la democrație și de aceea consider că proiectul PNL de modificare în regim de urgență a legislației alegerii primarilor dintr-un singur tur și revenirea la cele două tururi de scrutin, mi se pare a fi nu doar democratic, ci a fi o necesitate morală, urgentă și legitimă a societății românești. Din păcate, acest mecanism care vine să anuleze un drept democratic, și aici deschid o paranteză, s-a vorbit de o reglementare și o decizie a Comisiei de la Veneția. Comisia de la Veneția se referea la limitarea drepturilor electorale, iar în cursul anului electoral. Iar această modificare a legii ar veni să extindă niște drepturi electorale, deci este absolut posibil în acest an 2016. Acest mecanism reprezintă, după părerea mea, unul din acele lucruri care împiedică o bună funcționare a democrației românești și care contribuie la dezvoltarea unui sistem de baronate locale și care au construit acest arhipelag al corupției la nivelul administrației publice locale. Spun acest lucru deoarece este foarte, foarte greu de crezut că pot interveni modificări legitime și democratice ale conducerii primăriilor în acest sistem de alegere a primarilor într-un singur tur. Să ne întoarcem un pic în timp. Această decizie total abuzivă a fost luată în anul 2011 printr-un blat politic între PDL-ul aflat atunci la putere și PSD-ul aflat atunci în opoziție. Ambele partide, din interese politicianiste și din dorința de a-și păstra primarii în funcție și de a își conserva acea infrastructură la nivel local, în special în orașele mici și în comune, au convenit de comun acord asupra alegerilor primarilor într-un singur tur de scrutin. Bineînțeles, un primar ales dintr-un singur tur este ilegitim, în cazul în care poate fi legitim doar dacă obține peste jumătate din numărul voturilor valabile exprimate. Dar cum poate fi legitim un primar ales, de exemplu, cu 15%, cu 20%? Aici deja venim într-o zonă de discriminare pozitivă la nivelul comunităților locale, unde o minoritate activă, o minoritate bine antrenată și manipulată de cei care dețin resursele și puterea locală, dispune cine, ce și în ce fel va conduce respectiva comunitate. De asemenea, avem de a face, nu mai putem vorbi de niște alegeri locale. Vorbim de un fel de referendum cu caracter plebiscitar. Vedem cum practic peste 90% din primari și chiar peste sunt realeși prin acest sistem. De aceea Partidul Național Liberal, cum au spus și colegii mei și cum susține la nivelul conducerii sale, dorește modificarea de urgență acestei legislații și revenirea la normalitate, revenirea la democrație și mai precis la alegerea primarilor din două tururi de scrutin. Toată legislația electorală modificată din populism, modificată din interese meschine și modificată prin influența unor grupuri de presiune după anul 2004, trebuie să revină la modul de alegere din primii 15 ani ai democrației românești. Alegerea primarilor în două tururi de scrutin, alegerea indirectă a președinților de consilii județene și, bineînțeles, alegerea pe lista parlamentară, așa cum a decis legea electorală de acum un an. Vă mulțumesc!